Inima secaș, inima secaș, inima secaș. Văzut, te-ai văzut, pe aici n-a trecut, nu l-ai cunoscut, bă, din Constantin, la eu l-am văzut și l-am cunoscut. El, la un an după moartea soțului, mi-a spus, el îmi spunea Gurel, așa îmi spunea soțul meu, că cea că vorbesc mult, Gurel, eu nu mai spătesc taxiul, caută să te muți pe aici pe lângă mine. Și m-a pus în legătură cu icrarul de sectorului 3 și am cedat apartamentul meu de la blocurile Ferentar, făcute de Doncea, alea de cărămidă, apartament foarte frumos, două camere de comandate, cameră de serviciu jos, altă boxă jos, mă, un apartament de viserea. Un apartament de viserea acolo. Și am venit în această garsonieră de dragul de a fi lângă acest băiat Ion Dorulescu.